Bine v-am găsit! În această lecție vom vorbi despre scrierea și citirea numerelor naturale în baza 10 și ne vom răspunde la câteva întrebări pe care s-ar putea să le aveți. Ca de exemplu, ce este sau ce înțelegem prin ordinul unui număr? Sau, care este diferența dintre un număr și o cifră? Și o altă întrebare pe care s-ar putea să aveți, ce înțelegem prin ABC cu bară deasupra? Ce ne spune această scriere și cum o putem folosi în probleme? Să începem atunci cu începutul. Ce sunt numerele naturale și de unde au apărut? Un răspuns simplu aici ar fi că numerele naturale sunt obiecte matematice de bază pe care le folosim la numărat și la ordonat. Adică, încă din istorie, strămoșii noștri au avut nevoie să înțeleagă trecerea zilelor și a timpului în general, pentru a ști când vine iarna și cum trebuie să fie pregătiți. Au trebuit să știe cum pot pleca la vânătoare, cât trebuie să aducă înapoi și așa mai departe. Pe scurt, ei au trebuit să înțeleagă cum să numere și cum să țină socoteala, dând astfel naștere numerelor. Sistemul nostru de numărare este un sistem zecimal. Noi scriem numerele naturale și le citim și le interpretăm în baza 10. Ce înseamnă acest lucru? Înseamnă că noi folosim 10 simboluri pe care le numim cifre și pe care cu toții le cunoașteți încă de la grădiniță. Cel mai probabil că folosim 10 simboluri pentru că la început noi știam să numărăm pe degete și avem 10 degete la cele două mâini. Cu ajutorul acestor simboluri noi putem scrie și numere mai mari, ca de exemplu numărul 345. 345 este un număr, iar pentru a-l scrie noi am folosit cifrele 3, 4 și 5. Cifrele sunt exact ca literele pe care le folosim pentru a scrie cuvinte. Și avem numere de o cifră, exact așa cum atunci când scriem avem și cuvinte de o literă, sau avem numere de mai multe cifre, ca de exemplu numărul nostru 345. Iar atunci când noi citim un astfel de număr, noi deja recunoaștem un fapt, și anume faptul că poziția cifrei în scrierea numărului indică ordinul pe care reprezintă. Adică numărul acesta îl citim 345, deoarece 5 este cifra unităților, 4 este cifra zecilor, iar 3 este cifra sutelor. Așa că noi îl citim 300, 40 și 5. Să mai luăm un exemplu. Să zicem că noi vrem să descriem 7 obiecte, deci vom folosi numărul 7. Atunci scriem un număr de o cifră. Am scris numărul 7 folosind cifra 7. Dar acum vrem să vorbim de 17 obiecte. Și atunci, din păcate, degetele de la mână nu ne mai ajung. Cum o să-l scriem pe 17? Simplu, adăugând înaintea lui 7 cifra 1. 1 va fi cifra zecilor. Și atunci noi știm că avem 10 și încă 7, adică 17. Dacă noi vrem să vorbim despre 217 obiecte, vom adăuga cifra 2 înaintea cifrei 1. Și atunci avem 217. Vrem să vorbim despre 3217, pur și simplu adăugăm cifra 3 înaintea cifrei 2. Deoarece ordinele cresc de la dreapta la stânga, din 10 în 10, astfel, unități, 10, sute, mii, zeci de mii, dacă vrem să scriem un număr mai mare, sute de mii și așa mai departe. Să luăm atunci în continuare un alt exemplu. Numărul 5165. Și iată cum îl citim. Și este un prilej bun să vorbim despre ceea ce se numește descompunere zecimală a unui număr natural. Când noi citim acest număr, 5165, noi știm faptul că acest număr are 5000, 100, da, 100, 60 și 5 unități. Ce înseamnă acest lucru? Înseamnă că 5165 se poate scrie ca sumă a acestora, adică este 5000, adică de 5 ori 1000, 5 ori 1000, plus 100, adică odată avem 100, plus 60, adică 60, 6 ori 10, plus
5. Această scriere a numărului natural, ca suma a unităților, zecilor, sutelor, miilor sale, se numește descompunere zecimală a numerelor naturale. Și orice număr natural pe care l-am putea gândi, ca de exemplu 763, poate avea o astfel de scriere. 763 va fi 700, adică 7 ori 100, plus 60, adică 6 ori 10, plus 3 unități, adică 3 ori 1 sau pur și simplu 3. Aceasta este deci ceea ce se numește descompunerea zecimală a numerelor naturale. Și acum, dacă în matematică vrem să zicem un număr natural de 3 cifre în caz general, ei bine, cum vom face să zicem unui prieten că ne gândim la un număr natural, dar nu vrem să specificăm care număr natural? Pentru aceasta folosim următoarea scriere. A, B și C vor fi cifrele numărului, deoarece punem litere în locul cifrelor, pentru că literele atunci pot fi oricare dintre cifrele pe care le cunoaștem. Și ca să explicăm faptul că este un număr, deci că aceste trei cifre sunt legate într-un singur număr natural, folosim această bară pe care o punem deasupra. Cu alte cuvinte, dacă vedem A, B, C cu bară deasupra, noi ne referim la numărul A, 100, B, 10 și C, unde A, B și C pot fi orice cifre. Și deoarece am văzut că un număr natural, ca de exemplu 347, are o descompunere zecimală, adică se poate scrie ca 3 ori 100 plus 4 ori 10 plus 7, înseamnă că orice număr natural de 3 cifre, ca A, B, C al nostru, se poate scrie ca A100, adică A ori 100, plus B10, adică B ori 10, plus C unități, adică C. Dar dacă vrem să zicem un număr natural de 4 cifre care are cifra zecilor 2, ei bine, cum vom face acest lucru? Păi dacă vrem să zicem un număr natural de 4 cifre, zicem A, B, C și D, iar apoi punem o bară deasupra. Dar dacă vrem ca cifra zecilor să fie 2, cifra zecilor este C, unități, zeci, sute, mii. Deci nu vom zice A, B, C, D, ci vom zice AB 2D sau, dacă vrem, AB 2C, ca să nu sărim peste o literă din alfabet. Desigur, noi avem libertate totală. Deci dacă vrem să zicem un număr natural de 4 cifre, putem să zicem și astfel, XY 2Z. Orice litere le putem folosi. Ideea este că literele țin locul unei cifre. Iar dacă vrem să scriem acest număr ca sumă a unităților, zecilor, sutelor și miilor sale, înseamnă că vom scrie în felul următor. Acest număr este A, mii, B, sute, 20 și D. Deci A ori 1000 plus B, sute, adică B ori 100, plus 20, deci aici știm că este 2 ori 10 și puteam scrie chiar și 20, plus D. Această scriere, în caz general, ne prezintă și cu primele posibile exerciții. Să vedem atunci două exemple de astfel de exerciții. Iată, le avem aici, 1 și 2, și primul dintre ele zice în felul următor. Scrieți toate numerele naturale de forma A3. Cum interpretăm numere naturale de forma A3? Sunt numere naturale de două cifre cu cifra zecilor A. Deci la 1 noi dorim să scriem toate aceste numere naturale. Și atunci 3 îl cunoaștem, ne este dată. Această cifră este fixă. Adică dacă noi scriem numărul 22, acesta nu este un număr de forma A3, deoarece ultima cifră nu este 3. Singura cifră care poate varia, deci care poate avea valori diferite, este A, deoarece A ține locul unei cifre și noi trebuie acolo să completăm. Un prim exemplu atunci ar fi numărul 13, un număr care are prima cifră 1 și a doua cifră 3, adică în această situație A, cifra A, este cifra 1. Un alt exemplu ar fi 23, când cifra A este cifra 2. Un alt exemplu, 33, când A este cifra 3.
Și cred că v-ați prins, putem merge până la ultima, care este 93. Dar ca să nu le scriem pe toate, am pus aici puncte de suspensie. Adică când A este cifra 9. Acestea sunt toate numerele naturale de forma A3 pe care le putem scrie în baza 10, adică folosind cele 10 cifre. Și atunci să luăm exercițiul următor, și anume la 2, scrieți numerele naturale de forma A2B care au produsul cifrelor egal cu 6. Bun, numerele naturale de forma A2B, vorbim aici de numere de 3 cifre, cifra unităților, zecilor și sutelor, cifra sutelor este A, deci numărul nostru este un număr de ordinul sutelor, dar acest lucru contează mai puțin în exercițiul nostru și noi știm că produsul cifrelor este egal cu 6. Pe care sunt aceste cifre? A, 2 și B. Deci A ori 2 ori B trebuie să fie egal cu 6. Pentru ca A ori 2 ori B să fie egal cu 6, A ori B trebuie să fie egal cu 6 împărțit la 2, adică să fie egal cu 3, deoarece 3 ori 2 ne este 6. Și atunci ce posibilități avem aici, ca A ori B să fie egal cu 3? Păi se poate fie ca cifra A să fie 1 și B să fie 3, întrucât 1 ori 3 este 3, fie ca A să fie 3 și B să fie 1. Într-adevăr, 1 ori 3 și 3 ori 1 este același lucru. Ambele ne dau 3. Dar când scriem numere naturale, nu este același lucru dacă prima cifră este 1 sau dacă prima cifră este 3. Așa că trebuie să considerăm toate posibilitățile. Și atunci, numerele noastre de forma A2B, care au produsul cifrelor 6, vor fi, când A este 1 și B este 3, 1, 2, 3, adică 123, iar când A este 3 și B este 1, 3, 2, 1, adică 321, un număr total diferit față de 123. Firește că aceste tipuri de exerciții devin mai complicate, dar le vom aborda în această serie în care discutăm numerele naturale. Veți vedea pe parcursul acestei serii că unele filme pe care le am aici sunt mai vechi, le-am făcut mai de mult, și altele ca acesta sunt mai noi, dar să știți că matematica pe care o știam acum 10 ani când făceam filmele inițiale era cam aceeași, așa că le veți putea urmări liniștiți și vă invit ca dacă aveți întrebări după această lecție să mi le scrieți în comentarii la acest film și desigur vă voi răspunde. Mult succes în continuare!